Salutare, frații mei, eu sunt Royal și bine v-am regăsit la un nou episod de astăzi din seria noastră de Car Parking Multiplayer. Bun, bă, băieți, în acest episod o să facem două chestii foarte, foarte interesante. De fapt, o să vă arăt, fraților, două chestii foarte interesante. În primul rând, o să vă arăt cum puteți să vă luați noul update. Că da, aparent este un update mai nou decât cel pe care vi l-am arătat ieri. Ieri era 4.6.3, iar astăzi este 4.6.4, fraților. Fără nicio glumă, fără nicio caterincă, fără nimic. Și pe lângă treaba asta o să vă arăt și un gearbox foarte, foarte, foarte șmecher pentru F90. Fie că e de 2000 de HP, fie că e de 1600 sau ceva de genul ăsta. Fie că e stock, adică nu are nimic pe el, doar motoare și chip și chestii de genul ăla. Dar înainte de asta, fraților, vreau să vă reamintesc să vă abonați, să dați un like acestui videoclip, să lăsați un comentariu sau mai multe cu hashtag respect sau cu ceea ce vreți voi să lăsați și să aprindeți și clopoțelul din dreptul butonului de abonare, pentru că în momentul în care acest clip face 2000 de aprecieri, deci 2000 de aprecieri, eu o să mai aleg 5, 6 sau 7 persoane din comentariile de mai jos și o să le dau orice mașină rară la alegere vor ei. Poate chiar acest F90 Anonymous. Depinde de alegerea voastră, fraților. De asemenea, mă băieți, vreau să vă reamintesc de serverul nostru de Discord, pentru că am văzut că nu prea mai intrați pe el și e foarte caterin, că e păcat să nu intrați, pentru că acolo puteți primi mașini gratis, puteți face schimb de mașini, puteți vorbi, puteți juca PUBG, Standoff, Car Parking și multe alte jocuri, fraților. E o comunitate destul de mare, de aproape 3000 de persoane și e foarte caterincă. Nu uitați, fraților, și că puteți deveni membri cu doar 2 lei pe lună. Nu e o sumă destul de mare și chestia asta chiar mă ajută foarte mult. V-am spus, scopul acestor donații, ca să le spunem așa, este să cumpărăm un PC de gaming și să facem niște live-uri foarte, foarte, foarte șmechere. Așa că mă ajută foarte mult. Cei care doresc, aveți un link în descriere, vă las și o poză pe ecran cu unde puteți găsi linkul sau de asemenea aveți și un link de donație către PayPal, nu știu dacă am zis bine PayPal sau PayPal, mă rog, nu contează, toți cei care au plăcerea asta și vor să mă ajute, sunteți bineveniți și vă mulțumesc din suflet, mai ales le mulțumesc din suflet ăștia membrilor care sunt deja. Acestea fiind spuse, fraților, haide să trecem și la clipul nostru. După cum vedeți, suntem cu acest F90 Anonymous, o mașină foarte mișto, sincer, una din preferatele mele de pe acest joc, ați mai văzut-o în clipurile mele, chiar e șmecher, e țiplă mașina, uitați și ochiul ăsta foarte mișto. Și o să vă arăt mai întâi gearbox-ul. Gearbox-ul, suspensia și cogul. Era să intru pe joc fără să uitând să vă arăt. Acesta este gearbox-ul, puteți pune pauză și să-l copiați. Este unul foarte bun, v-am spus. Merge și la 2000 HP, și la 1695 sau 1600 cât erau acolo când aveți ultimul motor. Și dacă este mașina stock, are doar chestiile standard, chip și chestii de genul ăsta. Nu... E ok, adică o să vă arăt, mașina aceasta are 2000 HP, dar v-am spus, merge bine și pe celelalte. O să vă arăt acum ce poate, ce prinde, cum prinde. Da, o să vedeți în curând, fraților. Și intrăm și pe joc aici. Și mergem către un loc foarte mișto, pe care l-ați mai văzut, unde testăm noi gearbox-uri. O să vă las să vedeți singur pe fundal care este treaba cu acest gearbox, în timp în care eu o să vă arăt... ce trebuie să faceți ca să vă downloadați ăsta, update-ul nou 4.6.4. Oricum, este foarte simplu, repet ceea ce v-am zis în fiecare clip. Recomandarea mea este, fraților, să așteptați să apară noul update pe Magazin Play. Din păcate nu merge ceea ce vă arăt aici pe iPhone, deci oricum trebuie să așteptați voi cei care aveți iPhone. O să vă arăt cum să-l downloadați și vreau să vă zic că este sigur linkul pe care vi-l dau, nu este virusat, nu puteți lua nimic, este ok, chiar nu are mare problemă, adică nu are deloc probleme. Și da, uitați, am avut și în locul ăsta unde vă arăt ce poate acest gearbox. Și haideți să vă arăt, deci în primul rând aveți un link în descriere, fraților, primul link din descrierea acestui clip este cu cel care o să vă ducă la... locul de unde veți lua update-ul, fraților, 4.6.4. După ce ați apăsat pe link, fraților, o să vă apară o chestiuță unde o să fie un butonaj de Take Me sau ceva de genul ăsta. O să apăsați pe el pentru că nu are absolut nimic, vă asigur eu de treaba asta. Și după aia o să vă apară un loc, ca să zic așa, unde trebuie să dați subscribe canalului meu și încă unui canal care este tot canalul meu. Faceți treaba asta, fraților, și în cazul în care nu merge, nu vă panicați.
pentru că trebuie doar să copiați linkul de acolo și să-l puneți într-un browser, cum ar fi Google, cum ar fi Safari sau alte chestii de genul ăsta. Știți la ce mă refer prin browser. După ce ați făcut treaba asta, fraților, o să vă apară ceva cu Get Link, adică o să puteți lua linkul și o să vă trimită pe o pagină unde găsiți jocul și butonașul de download. Downloadați de acolo și de aici este foarte simplu. Știți cum să treaba, downloadați, îl luați, vă puneți ultimul update și da, aia e treaba, fraților. E ok. Vă zic sigur, nu puteți lua virus, nu puteți lua nimic. Bun, cam asta e și cu update-ul ăsta cel nou. Sincer, nu știu exact ce s-au adăugat pe lângă cel de ieri, dar s-au mai adăugat câteva chestii. E ciudat, eu m-am uitat pe el, dar sincer nu mi-am dat seama, nu știu exact. Nici nu m-am uitat foarte atent pentru că v-am zis pe Samsung-ul pe care am încercat, pentru că v-am spus, pe iPhone, eu am iPhone, telefonul meu de bază de pe care filmez, de pe care fac clipuri și astea. Nu merge pe iPhone, din păcate, dar pe Samsung nu m-am uitat foarte mult. L-am luat doar pe ca să verific și... Na. O să-mi spuneți voi în comentarii care este treaba. Și uitați că le-am și ciocnit de prostul ăsta, am coborât la el, poate... să ne luăm de el. Că mergea pe sensul lui, noi mergeam pe contrasens. Da, știți cum era vorba aia noastră. Claxonăm și înjurăm. Glumesc, fraților, să nu vă las după mine. Știți că eu o fac caterincă, mie îmi place să râd cu voi, să stăm, să facem o caterincă. M-am repetat, dar nu-i problemă, mă iertați voi pe mine. Știți cum era și clipul ăla, iartă-mă pe mine, e Jack Daniels. Nu știu câți dintre voi știu despre ce vorbesc, dar era un clip pe Facebook cu Mihăiță de la Bercen sau ceva de genul ăsta. Mă rog, fraților, cam asta a fost și cu clipul nostru. Ați văzut ce poate Gearbox-ul 550 a prins cu 2000 HP. Cu 1600 o să prindă undeva la 470-480 sau poate puțin mai puțin. Depinde și de cât de bine îl puneți, că nu puteți să puneți perfect ca acolo. Și la mașină stock undeva la 400, ceva de genul ăsta. Puteți să încercați și voi și îmi spuneți cum ați reușit, ce fel v-a ieșit acest Gearbox. Mie mi se pare extrem de bun. Acum, na, rămâne să ziceți și voi părerea voastră. Sper că v-a plăcut acest clip și mâine și poimine și răspoimine avem multe clipuri foarte interesante. Și apropo, felicitări tuturor fraților pentru că am aflat că s-a anulat școala. Foarte tare, mă băieți. O să ne distrăm de minune. V-am lăsat și noi ne reauzim data viitoare. Pa, pa, fraților! Thank you.